Ia du-te, băi, până la magazin și iei niște pâini. Hai, n-a de 10 lei. Mă duc, dar auzi, mă mică. Știi ce mă întrebam eu? Cine-i nenea asta de pe bani? Ești tu, cred că e Grigorescu. Păi și el ce-a făcut de-o ajuns pe bani? O pictat. Păi și dacă pictez și eu mă pune și pe mine pe bani? Păi tu nici nu știi ce semnează. Și acum vrei să te apuci de pictat? Da, pe un leu. Cine-i omul ăla de pe un leu? Iorga. Iorga și ăla de la noi din deal? O, mă, Nicolae Iorga. Ăsta a fost om politic, om învățat. Și om învățat. Da, pe 5 lei. Cine? Minescu. Și ăsta ce-a făcut? Ăsta a fost muzician. Dar și-o pot cânt. Păi, dar manele nu se pun. Auzi, dar pe 100 de lei, pe 1 milion, cine e acela? Ile Caragiale. Ile? Ăsta e un fel de neam cu Radu Ile? Și ăsta ce-a mai făcut? Ăsta? Dramaturg. Cum, da, nu, că mie nu-mi place dramele. Plus că, dacă a fost dramaturg, de ce l-a pus pe bani românești? Dramaturg, nu turc. A, auzi, dar pe banii și amari pe care eu nu-i văd niciodată, ăia pe banii ăia cine ies? Pe 200 de lei Lucian Blaga și pe 500 Eminescu. Și ăștia și erau? Ăștia erau poeți. Așa primești tu poza pe bani mari dacă faci poezii? Da. Și dacă fac și eu poezii, mă pun și pe mine pe bani mari? Da, tu apucă-te de poezii și așteaptă că vine cineva la poartă să te treacă pe bani. Hai, dă-i drumul după pâine. De când mi-a zis mămica că dacă faci poezii poate să te pună ăștia pe bani, numai la asta mă gândesc. Visul meu de acum încolo e să ajung neapărat pe bani. Și mă uit la documentare de astea, pe TV și eu ziceam acolo că oricând trebuie să ai pixul și foaia la tine, că nu știi niciodată când vine inspirația și trebuie să scrii. Că dacă vine și o pierzi, s-o dus, nu-ți mai întoarci. Că inspirația e ca autobuzul, că dacă vine și nu ești pregătit, ai de așteptat. Nu știu, l-au apucat și pe copilul ăsta, că de obicei timp la TV Cultural să uite. Nici n-am știut că am postul ăsta. Și faci copilul? Ei, și fac, mă inspir acum că vin toamna, acum așa e frumos. Da, băi, vine, ce să zic, ia cu și muncă și un glod peste tot. Da, dar uite și frumos chică frunzele din copaci. Da, chiar și așa le trebuie strânsă, dar și nu să le strângă, că tu te uiți cum chică. De, ca să am mai multe inspirații să scriu versuri, am început să admir natura, că așa ziceam acolo, trebuie să faci. Să stai și te gândești mult și eu asta fac acum, stau și mă gândesc mult să scriu natura și... E fain. Stă câte o jumătate de oră și se uită în gol așa. Prima dată am crezut că are o muscă pe cășul și vrea să o prindă. Dar el așteaptă inspirații. Dar băi, mamă, dar asta e anul timpul recoltă, e așa frumos, tare. Și recoltă? Tu n-ai văzut că nu ploua deloc? Și păpșoi e sus ca stăt? Măcar bine că s-o găinile că altfel mâncai frunză colorate. Dar tu nu vezi și de-a culori frumoase sunt acum că a venit toamna? Păi nu contează și culori, că e oricum când te bai pe tine tu tot te liberi, ai să vezi. Ei, faci tu glume, dar eu știu că din interior și tu ești sensibilă. Da, eu sensibil la foame, dar ia du-te strângi oul. Știi și mă gândeam cum pleacă barza în străinătate. E liniștitor. Apropo de barză, eu am făcut o salată de varză, du-te ia oul că nu mai pot de foame. Dar oare găinile noastre de ce nu pleacă nicăieri? Ca să ai tu și mânca la iar, du-te mai repede, nu mai mă întreba. Deci hai că mă duc, dar fii atent acum și poezie frumoasă am scris aici, că așa am învățat pe foaie, că așa am învățat să ai tot timpul foaia și pixul la tine, că când îți vine inspirația, leștă-ți și atunci scrii, că dacă după aia o pierzi și nu mai vin înapoi. Inspirația, adică. Hai, băi, hai să te aud. O venit toamna și eu stau și admir încet. Scriu poezii pe carnețelul pe care l-am la chept. N-am știut ce rimează cu foaia 4. Și melancolia asta mie îmi dă un gust amar când mămica mă trimite să iau oul de pe cuibar. Vezi, mămică, eu am un suflet de poet, dar tu nu înțelegi. Apropo de poet, du-te-n poiată și strânge oul că altfel mă supie. Gata, hai că mă duc acum, hai. Mă duc frumos în poiată, iau oul și le pun în poală. Și cum le ținem eu așa, în flanela aceea, mă pălește inspirația. Și când mă uit să scriu poezia care mi-a venit, n-avem mai mult timp. Na, acum așa era să fac. Oul din poiată și inspirația. Ei, asta e. Poezie e poezie. Ce faci, mă? Unde-s oule? Păi, mamă, hai zic o poezie.
Lasă-mi poezia, unde s-o ule? Ai găsit poezia și după aceea ai să înțelegi ce s-a întâmplat cu oule. Eu ouăle din poiată și inspirația vine toată. Și îmi pun mâinile în cap și atunci ouăle fac pac. Le-am spart toate. Ce, cât ai spart ouăle? Păi da, dacă n-am mai multe mâini, am și foaie și pix și ouă, o trebuie să aleg. Vai de mine, dar ce-ți fac? Păi mămică, dar știi cum se crește la televizor? Ouăle-s pentru stomac, poezia e pentru suflet. Și pare pentru schinare. Îți plac poeziile? Uite și poezii faine îți fac eu acum pe loc. Ai un suflet de poet și un creier cam încet. Nici un om nu ești în stare să aduci pe cuibare. Tătă ziua stai și plângi, pe bagnotă vrei să ajungi. Îți promit că peste ani ajungi maxim pe 2 bani. Tu chiar nu faci mari brânză, te uiți numai după frunză. Mi-ai adus o supărare și îți pun parul pe schinare. Parcă tare important era ouăle și de, dar na, ce să-i faci? Acum am luat bataia luată, acum am făcut și poezii pentru asta. Stai. Și cu ou și fără ou, eu v-am zis și o zic din nou, tot ajung de trag din greu pe bancnota de un leu. Dar deocamdată o lăs mai moale, că spatele mă cam doare. Cine ar fi crezut pe bunii că poezia îți lasă urme? Ce faci, băi? Uite că au niște grăsimi de porc. De ce? Vreau să fac niște lumânări sau niște torțe, dacă nu. De ce ai nevoie de lumânări? Pentru lumină. Dar vin bec, măi. Deocamdată, dar și niște mai încolo. Adică? Păi cum, de ce? N-ai auzit și zic așa din parlament, că trebuie să stângem becul, să facem economii, să avem grijă, să nu nimic. Ai văzut-o asta la televizor? Da, și-o mai zis ceva, bine, de astea au fost trei ăștia care au zis. O zis că trebuie să facem economii de apă și să ne spălăm deodată. Oricum la români nu se pune. La cât de rar ne spălăm noi. Nu știu, așa fășeam economie înainte și la mort. Cum să faci duș în doi, că noi nu facem nici în unul? Da, eu oricum mă gândeam că putem să facem altceva. Că facem jumate de duș tu, jumate eu. Eu mă săpunesc și tu te clătești. Sau dacă nu, să vină ploaia, să stăm la streșină. Dar când o să asta la televizor? Ei, cum? Acum câteva zile eu zic că trebuie să facem economie, că de acum e inflația mare, că nu sunt bani, că țara nu are buget deloc și trebuie să reducem toate cheltuielile. Așa au zis? Exact așa au zis. Economie, reduce toate cheltuielile. Asta au zis-o fix înainte să mărească iară salariile parlamentarilor. Că așa se întâmplă ei. Când nu sunt bani la buget, pui proștii să strângă și mai tare cureaua, ca burtoșii și ea în costume, să descurce săracii cu abia 20 de milioane. Că e greu la tăți, ce să faci? Tu cât ai pensia? 12 milioane. Așa mult? Păi dar tu n-ai voie să te plângei. De aia e greu, cu 200 de milioane plus cheltuielile plătite. Tu ești băierii, tu n-ai voie niciodată să mai o te plângi. Dar ăia săracii cu 200 de milioane. Cum se descurcă ei? Că de asta au bursele așa de mari. De greu și-o duc săraci. Nu m-aș plângi, dar n-am cui, că nu mă ascultă nimeni. Păi normal că nu te ascultă nimeni, că doar nu contezi. Tu contezi ori dacă ești tânăr și în putere și poți cotizați la buget, ori dacă nu, când vin alegerile, că atunci atât ești, vai și votul tău contează și important ești tu. Dar nici atunci nu știu cât tare contez. Adevărul e că așa e, că am votat PNL-ul ca scăpăm de PSD, ca să nu mai apară ăștia la putere, să nu-și mai mărească pensiile speciale și salariile și uși bine au funcționat. Și pot să zic, mă bucur tare că am fost la vot. Dar tu când le știi pe astea? Când le-ai învățat? Aș trebui să fii deștept tare, adică tu în plină criză mărești salariile tot la aia care o duc mai ghini. Nu trebuie să fii vreun geniu ca să-ți dai seama că să ne simțiți de-a dreptul. În fine, deci ia să găsim niște grăsimi de porc, să facem niște lumânări? Sau nu știu, poate și niște lână de oaie, că facem niște pături, că și nu știi și cu căldura și dracu să fii la iarnă. Hai, mă, zbă, poate găsim prin cămară. Ceva. Hai că e ghini să fii român. Ce faci, băiete? Te stau o leacă. Hai, ajută-mă să prind o găină, că vreau să o tai. Dar e greu, mămică, de prins găină, că astea sprinte, nu ești. Nu, că ea e mai bătrână. Păi și facem borș cu așa e bătrână? Bă, găina bătrână face seama bună. Păi nu știi că o faci tu? Și-ți fac eu. Șorba, băi, o faci tu sau o faci și găina șorba? Nu, mă, era un proverb. Hai, scoală-te că avem treabă, că și în scoală dimineața de parte ajunge. Când avem treabă aici în o gradă, să mă duc departe. O, mă, ca așa să spun și în scoală dimineața departe ajunge. Păi dacă e vorba de așa, mă trebuie mai târziu, când n-am ce să fac. Dacă e vorba de adevărată, după aia ajung pe la București. Ce fac acolo? Am scoală mai repede și prind din găina. Mămica, azi a început să vorbească comic tare. Că găina faci și e mâncarea, că dacă trezești dimineața nu știu unde te duci. Nu am înțeles ce vorbi să astea. Am găsit ieri o carte în târg cu proverbe. Și mă gândeam și vorbe faine aveau oamenii înainte. Mă gândeam să mai folosesc și eu cuvinte de alea. Dacă am cușine, că văd că fănel, înțelege și vrea el.
Păi da, să știi că bun a fost borșul ăsta. Dacă știam că găinile sunt așa de bun bucătari. Uf, că prost mai ești câteodată, ghini că nu ești fudul. A? Dar chiar nu mers ghini, parcă ne-aș mai pune un castror. Doar știi cum să zici, pofta ați venit mâncat. Dar să știi că ai de tate, eu tot timpul pățesc așa. După și mănânc, tot timpul am poftă. Ori să stau degeaba, ori să beau o berie, ori să mă culc o jumătate de oră. Pofta chiar că vine mâncând. O, mă, era un proverb, mă. Bine că nu era un antiverb. Și așa la. Ei, nu știi și așa la proverb. E vorbă din bătrâni. Cum adică vorbă din bătrâni? Adică vorbă mai țăpată, că ăștia nu prea aud. Ghini și țăpătare ca să te auzi, nu? Păi nu-ți vorbi țăpate tare, îți vorbi cu înțelepciune. Păi și dacă știu și eu vorbi de este de vin și eu înțelept? Ai, bă, că n-are limba română proverbii câte ai tu nevoie. A, auzi, mămică, ce vreau să zic? Știi că m-a chemat Mihaia lui Grigore la muncă. Și de ce nu te duci? Du-te, învață și tu meserie. Meseria e brățar de aur. A, păi bun, păi dacă așa mă duc o lună de zi, după aceea eu bag în amanet. Și bagi mă la amanet. Brățara lui. Băi, dar vezi să te plătească, să nu te duc cu preșul. Și cum mă duc cu preșul, dar și mă cheamă Fănel, nu Aladin. Nu există, că oricum noi ne avem ca frații acolo, nu... Dar știi cum e? Frate, frate, brânza-i pe bani. Păi, acum du-te în grădin și ascultă toporul și ala odată. Dar fă-l cum trebuie, nu ca cum faci tu de obicei. Adică? Adică așa, în doi piept. Bine, mamă, mă. Și faci acolo, mă? Păi, ascult toporul și mi-ai zis. Și de ce te-ai urcat în șireș? Păi n-ai spus să nu fac treabă în doi pieri? O fac în șireș. Bine că nu i-am zis. Cu hoțul neprins e negustor cinstit. Doar altfel s-a apucat de frate în sat. Mă, dar deștept ești, mă. Ți-am zis, sunt mai urși în copac. Copacul e sub sări și se rupe. Dar ți-am zis de mai multe ori că ulșorul nu merge de multe ori la apă. Păi, dar ulșorul nu merge niciodată. Cine mai merge acum cu ulșor la apă? Ulșorul e folosit ca să pui lapte la prins, chișleac de este. Acum oamenii merg cu găleata, dar nici mai merg, au hidrofortă în casă, au pompă, vine apa la ei. Nu, mă, deșteptule, mă referim la altceva. Auzi? Mă, mi-e mică, dacă tot am pus deschis subiectul acum, nu pui niște lapte la prins, că chiar ne-am făcut poftă. Uf, ia auzi, mă, țara arde și baba se cheaptă. Păi normal că se cheaptă, că dacă fugi din incendiu și ți intră părul în ochi, nici nu vezi pe unde mergi. Vezi cu sunată la lui Grigori, să mergi la treabă. Eu zic să mergi, bate fierul cât e cald. Să bate fierul cât e cald, zici? Păi bun. Ce mai faci, mă, acum, mă? Păi ce ai zis tu? Ce am spus eu, mă? Păi ai zis, bate fierul cât e cald. Și-l bat acum, că după aia auzesc că se rășește peste două săptămâni. Bă, era o expresie. Nu lasa pe mâini și poți să faci asta. Păi atunci mă opresc și mă duc să mă culc o jumătate de oră, că eu așa venim când să fac mâine. Să mă culc și dacă trebuie să fac și alt, așa și lucru. Păi du-te, băi, la Grigori și muncește, că faci un bani ai. Până la urmă, banii nu au miros. Ei, cum n-au miros banii? Păi miros a brânză, nu ai zis? Când am zis eu asta, mă? Păi mai devreme tu ai zis, frate, frate, dar brânza ai pe bani. Păi dacă brânza au stat pe bani, înseamnă că și bani, miros la brânză, nu? Mă duc, ai mămică și la muncă, dar am un plan. Mă duc o zi, după aia ieși bani pe tatăl nostru, după aia nu mai duc și trag țapă. Păi vezi că nu e ghini și faci, că și nisapă groapa altuia ca de singur în ea. Ba nu e, și nisapă groapa altuia e fântânar, dar eu nu mă duc la sapat, mă duc la muncă dacă e. Păi dacă te duci și tragi țapă, ăla o să te facă cu ou și oțet tăsatul. Păi nu e, că noi ne-am împăcat cu un milion la zi fără mâncare. Păi să ne-l păcălești pe om, că și ne râde la urmă, râde mai ghini. Adică eu? Că eu tot timpul râd la glumii la urmă, dar eu nu râd mai ghine, râd că îi înțeleg mai greu. Eu am zis așa, du-te și fă niște bani că și în mână nu-i minciună. Păi nu-i minciună, e un milion la zi, cu atâta ne-am împăcat. Bă, dar nici n-am cu cine să mă înțeleg. Mai caută și tu niște proverbi. Eu îți mămica să caut în cartea și de proverbi, că nu știu ce vorbi buni sunt acolo. Dar nu s-a adevărat eu, era una pește de la cap să împute. Și am luat un pește și am tăiat capul ca să nu-ți mai împute și l-am lăsat pe masă. Și credeți, oricum s-a împuțit. Nu-s bune vorbile alea. Auzi, dar de mâncare mai avem ceva? Tot borș de găină. Tot borș. E, atunci mănâncă pieră și cu mieră, că de aici avem în grădină o grămadă. Mieră, măi? Știi cum, că este o vorbă? Un măr pe ză alungă doctorul de la ușă. Sigur așa-i? Păi da, nu vine vorba din căieri, că nu ieși fum fără foc. Ei, cum nu? Dar și tu n-ai auzit până acum de țigară electronică? Plus că și tractorașul nostru e foc când scoate fum? Nu. E, dacă tăși filozof rămâneai. Ce faci, mă? Știți cu toate mierile astea aici? Bă, n-auzi ce faci cu mierile astea? Bă, cu tine vorbesc. Ai mai făcut să vorbesc, că vreau să rămân filozof. M-am gândit să-i dau nume la cățelușă. Ce nume, mă? Am să-i zic Minșunica. De ce? Pentru că la fel ca Minșuna, și ea are chișoare scurte. Bă, tu asta ai înțeles din toate proverbele care le știi? Păi, nu așa zice. Ce ai pățită, băi?
Mă doare tare somacul. Da, tu ai mâncat tătii mierșele din Lighean? Păi n-ai zis tu că un măr pizi ține doctor la distanță? Eu am mâncat 30 ca să scap din el toată luna. Dar oare psihologul cu ce să ține la distanță? Că cred că de așa ai nevoie mai tare. Păi nu știu că dacă fac diaree ca să le evit și pe cela, nu-i bun. Nu, o să ascund cartea așa cu proverbe, că și nu știi ce mai faci tu. Din că nu le știi pe cele, că și n-are bătrân să-și cumpere. Nu, nu arunci, că cine are carte, are parte. De durere de stomac. Hai sun la doctor, că poate îți dă ceva să-ți treacă mai repede. Domn doctor, am o problemă. Fiul meu ăsta a mâncat multe mieră și cam îl doare stomacul. Ce trebuie să fac? Auzi, a întrebat doctorul, în ce parte te doare anume? Și dacă ai fost la baie? Dă telefonul cu așchi, zic eu. Alo, da, domnul doctor, vreți să știți unde anume mă doare și dacă am fost la baie azi? Știți ceva? Când le moarte drum lung și prost de grijă altuia. Aoleu! Ce-s că știu și eu proverbi? De-acu trebuie să-mi caut alt doctor de familie din cauza lui. De-acu cred că termin cu proverbele. Atâta mai zic unul, bataia e ruptă din rai. Acum, în sfârșit, am înțeles și eu vorba așa, un ochi râde și cu celălalt plânge. Că când i-am zis la doctor că prostul moare de grijă celălalt, am râs cu noi. Dacă îmi bătu mămica după așa, am plâns cu celălalt. O am avut dreptate. Ce faci, Marcul? La știuți? O venit poștașul, mămică, și o adus factura la curent. Așa, și? Eram curios, avem vreun bej de 2-3 hectare iluminat? Nu. Atunci poate vreo 100 de case pe contorul nostru. Nu. Atunci poate vreo 3-400 de televizoare și vreo 800 de frigideri, de care să nu știu eu. Și tu vorbești acolo, mă? O venit poștașul azi dimineață și o adus asta. Nici n-am știut unde să mă uit, am spus că e coțăni invers, că se văd altfel numerele, parcă sunt prea lungi, parcă... Era așa un cârnățoi de numere de... Păi nu prea înțeleg și cu numărul ăsta de pe factură, că parcă e cam lung. Ei, nu înțelegi tu și așa nu știi să ștergi ghin, dă-mi cu asta, mă uit eu. Să uită ăsta pe foaie, că la mașini străine, nu știam și eu văzut acolo. Când mă uit și eu, tot că la mașini străine mă uitam. Băi, erau niște numere, ceva și n-ai văzut, nici nu știam să le citesc. Aoleu, dar și ești? Da, eu am crezut prima oară că e SNP-ul de pe buletin. Nu, că ăla-i mai jos aici. Da, eu ți-am zis cam nu, că prima oară am crezut că e data fără puncte între ele. Am zis că e minutul, secunda, ora, ziua, anul, secolul și mileniul, la un loc, așa, tot, în șiruire. Păi, dar poate un curca factura noastră cu alu țiriac sau... Da, sau poate o schimba contractul, de acum nu mai plătești factură în fiecare lună, plătești una și nu mai treabă toată viața după aceea cu ea. Sau poate eu fac o ofertă, băi, să cumpere casa. La cât e din... și preții ei și cam atâta valorează casa. Ia du-te în satul ăla la Crâșmă și vezi dacă mai primit cineva facturi la curent în halul ăsta. Da, vezi ce-o fac cu el. M-am dus în sat la Crâșmă să întreb și facturile au venit. Ce-mi se uitau așa la mine? Ce-mi dracu să știu eu, băi? Treabă-mă cât e chila de rachiu sau de-astea, că de-astea știu să zic, dar de facturi mă întrebi. Ia zi-mă, ce ai făcut? Am vorbit cu oameni la Crâșmă. Și ce ți-o zis? O zis că nu știu nici că nu interesați de facturi, că de-asta stau la Crâșmă. Deci ai mers pe ușa, ai univac. Da. Atunci ia du-te până la Viorel, la Lucășiul, că ăla poate știe mai multe cu curentul. Și poate te lămurește el. Ia-i, mamă, mă duc și acolo. Hai, te-ai lămurit? O zic că și lui a venit o factură de asta mare și o zic că e nașpa tare. Și cum rezolvăm? Nu știi. Și ce e de făcut? Nu știi. Și de unde luăm bani să plătim? Nici asta nu știi și nici nu-l interesează. Hai că n-am bază în tine, borghesc eu cu poștașul și mă lămurește el. Mă rughi cu poștașul și nu e același lucru. Băi, descurcați. Da, bine, mulțumesc. Avem două opțiuni. Și eu a zis? Ori facem rost de bani mulți, ori facem rost de lumânări când ne taie curentul. Păi dacă ne taie curentul, înseamnă că nu mai avem lumină, nu? Da, ziua avem. Și seara? Depinde câte lumânări avem în casă. Auzi, dacă mă duc eu la poker și fac rost de bani. Faci rost de un par pe schinare dacă mergi la poker, nu mergi gherea. Am stat și m-am gândit cum să fac eu să zic la lumii că a venit factura mare
Și cum să fac eu bani? Și m-am gândit și m-am gândit și m-am gândit și mi-a venit dintr-o dată o idee bună. Că eu am și multe idei bune, dar asta a fost bună tare. Știu, am alte idei. Care? Am o idee bună și facem bani mulți cu ea. Ia zi. Ne batem. Cu cine? Între noi. Ce mă? Ne batem între noi și după aceea chemăm televiziunea să ne filmeze. Eu mă plâng că tu m-ai bătut, tu te plângi că eu te-am bătut și facem audiență. Păi după aceea când ne cheamă la televizor ca să vorbim despre adevăratul motiv pentru care s-a riscat bataia, îi zicem și când a venit factura mare și ne cerim bani. Dar nici un sens ai copchile și zici tu acolo. Ei cum nu? Nu vezi că dacă doi foști soți se bată între ei, tot televiziunea vorbește despre asta? Dar ție dacă îți vin 50 de milioane în factura la curent pentru 3 becuri, îi doar puteți în cur. Astea știrile importante. Cine se mai bate cu șinii, cine se mai coțcă ei cu șinii, nu că parlamentarii își măresc salariile ca ne sunt țâței, nu că Putin face declarații cu bombe nucleare, nu contează astea. Cine se bate cu șinii, cine se coțcă ei cu șinii. Astea sunt importante. Și atunci facem așa. Ni batem, ni cheamă să discutăm cum ne-am bătut și după aceea ni și plângem, măi, și factură mare avem, cum facem să ne dați niște bani. Și așa ne-am scos. Acum, singura întrebare, care este motivul pentru care ne-a luat prima oară la bataie? Fii atent, mergi la poker în sat, pierzi banii, vii acasă, eu te bat și asta e povestea. Da, hai să vezi cum facem noi bănuți și încă eu am multe să mă plâng la cât mă bătut pe mine mămica când făceam prostii. Am să mă plâng cel puțin 100 de emisiuni. Lejer! Păi, mamă, dar ce faci? Dă-și-ne niște bani. De ce vrei bani? Ca să mă duc până în sat. Și nu poți să mergi în sat fără bani? Da, dar m-aș duce să beau și eu o bere. Cât vrei? Vreo 200 de lei. Dar câtă bere ai bei, mă? Nu să beau numai o bere, na, mai, poate mai mănânc și o înghețată, mai, na. Păi, dar dacă chiar ți-i caldă, cășul așa jos din cap. Nu mânca înghețat. Cred că așa-ți vin ții ideile cele bune, că-ți clocotește mintea. Da, băi, dar nici poți de înghețată, ce vrei? Beri cu înghețată? Dar nu mai bine ai Durcolax? Aui, mamă, îmi dai? Na, măi, copchile, dă-mi pace. Ei, cum nu ai? Că am văzut eu că a venit poștaș și ți-a adus pensia. Ai văzut că a adus și factura la lumină sau pe ce n-ai văzut-o? Și pensia e mică, abia dacă ne acoperă factura. Păi, dar tu de ce n-ai pensia mai mare? Că așa e în viață, muncești 30 de ani din greu, păi și ai pensia mică tot greu. Și eu și să fac ca să am pensii? Muncești acum. Dar ca să am pensii mari. Dacă vrei pensii mari, ori muncești cu capul, dar la tine nu prea e cazul, ori fă-te parlamentar, că acolo ai pensii speciale. Tu știi că nu zici rău cu pensia specială, că eu și așa tot timpul mi-ai zis mie că eu sunt mai special așa. Da, da, nu la asta mă referiam. Păi și oare cum încep? Păi faci o școală, te implici, faci activități speciale, pe la primărie, pe la așa, devii consilier și după aia mai departe. Sau am altă idee, îmi dai tu 200 de lei acum, mă duc să-mi cumpăr costum. Și mai vedem după aia ce fac. Bă, dar tu chiar gândești ca un politician român, mă. Tu ești de viitor. Altă idee tâmpită, eu mai vine și la asta. Nu știu, e bun că nu se plictisăște. Să vezi tu și pensii mari primesc eu după ce mă fac politician. Și după aceea am bani înghețată și beri cât vreau eu. Și crezi că mintea sub cășula asta stă turată degeaba? Da, turată de pomană, că doar de asta miroase a fum când vorbește. Dar de fapt, exact ca politicienii de la noi. Și fă și ei copchile îmbrăcat așa. Plec în sat ca să anunț oamenii că mă fac politician. Stai mă, când nu-i campanie. Campanie întreierat? A, dar tu chiar nu știi nimic, asta am că ești numai bun. De agricultură erai bun, de aia zic. Ce e? Nu știi de aia cormorani? Ce? Ei, atunci la botanică erai numai bun. Eram, dar de ce? Că ești pământ de flori. Doamne, dacă ăsta se face politician, mă face și mai tare de râs în sat. Îmi cumpăr și o mașină scumpă, că am o scor cum ca politician, îți trebuie să ai șofer. Dragi cetățeni, trebuie să luptăm pentru binele comunii, să nu ne mai lăsăm calcați în chișoare, ca să avem toți un trai mai bun. Ce ziceți? Perfect, mă duc să încerc și în sat. Bă, da, complicat tare cu politica asta, că eu le-am explicat la oameni și idei bune am avut și așa, dar nimeni nu m-a crezut, tot spus că nu-s bun. Numai idei proaste eu avut copilul ăsta. El, dacă crede că zici niște cuvinte mai complicate, el crede că lumea nu se prinde că-s proaste. De exemplu, le-am explicat de ce e nevoie de un cămin cultural în localitate,
și pentru ce ar fi el utilizat. El vrea să joace poker la Căminul Cultural când copiii au cerbare la grădiniță. Am ridicat problema investițiilor străini și cum ar trebui ele să fie stimulate. Doamne, a zis că vrea să facă studio de video chat la biserică. Am adus în atenția oamenilor problema pensiilor actuale. Cum că dacă vreți pensii mai mari, faceți-vă politician ca mine. Am avut inițiative noi, precum era aia cu cornul șlap. Da, dar pentru animale. Se numea iarba și apa. Da, și lumea a înțeles altfel de iarbă. Am venit cu haie de campanie pentru toți susținătorii mei. O zic că dacă mă votați, vă dau o căciulă ca a mea. Și bă, și mamă. Păi da, cam greu cu politica asta, dar nu-i bani. Până la urmă las că văd eu cum fac, că tot îmi iasă mie ceva. Băi băieți, uite care-i treaba. Neșerul 200, eu îți dau 3, numai lasă-te de campania asta. Du-te-ți înghețată, du-te-ți pepene, du-te-ți bieri și vrei tu, numai lasă-te de campanie, că nu ești pentru așa ceva. Îmi dai 300 de lei ca să mă lăs. Da, îți dau 300, numai lasă-te. Pă, dacă știam că e așa ușor, m-am apucat mai de mult. Na, ia-ți banii și du-te. Hai, să rămână, gata. Mă lăs, mă lăs, să fii primit. Da, și mămica, crede că-s prost, stai să vezi cu ăștia 300 de lei. Mă duc să cumpăr făină și ulei și găleți și le dau la toată lumea, așa ca mită electorală să mă voteze. Stai să vezi după aceea ce fac eu. Să vezi tu și-mi crezi mii șanse din sondaj. Și abia după aceea, după ce ies eu politician, să vezi tu ce fac eu cu banii publici. Hai băi, copchile, ce faci aici? Că avem de prășit și apa. Păi fii atentă, mămică. Am descoperit o nouă idee de a face bani. Trebuie să investesc în cripto. Și investiții în cripto? Ai cumpărat acțiuni la servicii funerare? Nu, mamă, cum se explică? Cripto e ca și cum ai avea bani din internet. Băi, am auzit eu că fac fetele bani de pe internet, dar nu știu că și băieții fac tot așa. Nu, mamă, aici sunt treburi serioase, cu tokenuri, cu... Dar și știm și eu, că tot cu token sunt șașele. Of, deci fii atent, e cu monede, adică... Cum ar veni, tu ai un portofel virtual, știi? Băi, copchile, eu am o bacare raji real, că nu mâncai nic. Hai, dă-i drumul șapte de treabă. Da, bine, hai că mă duc acum la vacă și după aceea mă duc la șapă și după aceea că mai am de urmărit la graficile astea. Hai, acum două minute și mă duc. Nu știu, copchilul ăsta, adică nu o dai de scripto și ala, se uită numai la niște linii acolo și nu înțelege nic. Zice că sunt indici de creștere și el analizează piața. Piața o analizez eu când mă duc joia în târg. Sunt eu roșu, e castraveț. O știi, mă, mică, asta tare multe, dar cum să-i explic eu că am devenit eu trader și că-s pifelii cu astea? Nu știu, da, las. Verie când mă îmbogățească. Ha, mă, cofchiule, prășești, tu îți lezi buriana și eu să prășesc în urma ta? Stare, mamă, că acum am treaba aici, că văd că coboară indicii ăsta, cred că o vându cineva mult și s-o destabilizat piața. Păi da, când dau o sapă pe schinare, să vezi tu și te destabilizezi pe tine. Da, cred că odată el o lumea cu un tweet. Și tu o dai și ței? Nu, băi, mamă, cum să explic? Ăsta, Elon Musk, e un miliardar care el lansează rachete. Păi, când ți-ai dat o rachetă peste cap, ai începtat jisa rachete. Stai, mămică, că ăsta e important tare, trebuie să ascult. Ia, mă, să vă și ți-o dată acolo. Nu, că e în engleză, nu știi tu. Păi, tu știi engleză? Da, bineînțeles că știu. Bine, mă, că știi toate limbile, numai română nu înțelegi când te pun să faci treabă. Lasă, tu zici acum, faci tu mișto, dacă n-am să fac eu bani din cripto, ai să-mi cer și mie, că eu știu, că eu îl măresc pe buhnici. Apropo de buniși, la cripto, la buniși trebuie să mergem să facem curățenie. Păi mamă, tu cred că nu înțelegi pe și potențial din bogățări stau eu acum. Băi, eu înțeleg destul de clar, că eu am 3 idei, că înțelegi bine, a fost Caritas, a fost FNI, a fost Simonica și de fiecare dată oamenii săraci au rămas fără economiile care le-au adunat o viață întreagă. Nu, mai mamă, că e altfel acum, cum să explic? Eu după ce fac niște bani din cripto, cumpăr după aia plăci video cu banii ăia și mă apuc să minez, devin miner de cripto și mă duc la București. Băi, eu știam asta între ei. Când numesc minerii la București, nu a fost prea bine. Ei, lasă că nu știi tu, că după aceea fac și NFT-uri, că acolo o să fac banii frumoși. Dar bineînțeles că ești NFT dacă tot ziua stai pe telefon. Băi, mamă, nu știu cum să explic. NFT-ul ăsta e ca un token care reprezintă ceva, o piesă de artă, un tablou, o muzică, orice. Ba bine că nu reprezintă și mâncare. Orice poate să reprezinte, ascultă-mă. Da, băi, hai, ieși și prășești.
Bă, și mă nervează, mă, că stă tot ziua pe telefon și crede că așa se fac bani. Pun, mă, și muncește. Nu, el tot ziua cu telefonul în mână și el se bârti ca un bitcoin într-o caldare. Am Ethereum acum, vând Ethereum cu banii pe care îi primesc, cumpăr 5 monede de mici pe care nu le știe nimeni și care sunt ieftine. Și după aceea explodează 100.000 cu capitalul pe care l-am primit, deja mă bag în imobiliare. Cumpăr 50 de apartamente, îl închiriez și cu banii pe care îi primesc din apartamente, vând, cumpăr alte monede de mici ca să cresc piața așa frumos, ca să fie mereu așa un ciclu bun. Gândire de antreprenor. Dar acum e foame și cred că să-mi cer mai mic ca 5 lei ca să mă duc să cumpăr niște pâine. Sau poate e ceva de mâncare și niște. Doamne aștept. Da mă, ce este de mâncare când e foame? Băi, avem șnițel cu cartofi. Avem pulpă de rață cu pire. Avem ceapă de porc. Zici și vrei câte ce le am. Hai, zici ce să-ți aduc. Hai, deja mă duc mai ghindi când fac cu cripto de astea. Șnițel, șnițel cu barabuli vreau, șnițel să-mi aduci. Hai, bine, că acu-ți aduc. Poftim. Și asta e? Mâncare ta. Și mâncare mai mică, asta e hârtie. Nu e hârtie, bă, e NFT. Hai, ieși și mănânc. Na, ai vrut bani virtuali și mâncare virtuală. Ieși și mănânc. Am răgăit-o la ca hârtie, dar nu mă deranjează, că până la urmă știi cum e. Banii tot din hârtie sunt făcuți. Șerneală.